Cei care mă cunosc știu că pentru mine părul este ca o carte de vizită și cel mai des îmi place să-l port ondulat, adică să-mi fac buclele alea pe care le mai văd și eu pe unde apuc, care sunt superbe de altfel, dar ce credeți? De cele mai multe ori nu mi ies atât de frumoase, așa că astăzi l-am invitat pe Sorin Stratulat să ne învețe și pe noi câteva trucuri prin care să obținem buclele impecabile. Bine ai venit, Sorin! Mulțumesc sunt de invitație! Sunt fericită că ai venit astăzi! Și eu! Cu cine ai venit astăzi? Am venit împreună cu un model, Antonia. Bună. Un păr absolut superb, m-a ajutat, a fost și mai mult decât punctual, așa că îți mulțumesc. Bine ai venit, Antonia. Stai un pic, băieții, vă și ești. Bună, Antonia! Așa, băieți, nu dormiți, sus. Sorin. Sorin, vorbim despre bucle, așa cum spuneam, și aș vrea să ne spui în câte moduri putem obține aceste bucle frumoase. Să știi că putem să le obținem în foarte, foarte multe moduri. Astăzi o să exemplific în patru din cele care îmi plac mie cumva și care cred că sunt realizabile și acasă. Am înțeles. Da. Înainte să ne apucăm de bucle, însă trebuie să avem terenul pregătit. Adică rugămintea mea este să spălăm, adică să curățăm foarte bine părul, să îl uscăm 90% sau 100% dacă facem cu ondulator sau cu placă buclele respective și să folosim un spray pentru volum, ca să ne țină puțin mai bine totul. Perfect. Bun. După care ne apucăm de treabă. Spune de patru moduri. Începem cu primul mod. Începem cu primul, cel mai ușor, pe care cred că foarte multe dintre voi deja îl folosesc, cel pe bigudiuri. Acestea sunt niște bigudiuri... Ce frumos! Acestea sunt niște... Dar mie nu stă niciodată așa, măi! Sunt niște bigudiuri cu scai care ne pot ajuta să ondulăm foarte lejer și să dăm și volum la rădăcină. Adică obținem două variante în același timp, în aceeași mișcare. Este foarte important să ai totuși un timp de stat cu ele. Adică nu poți să le pui minim vreo oră. Minim o oră. Da, adică cât durează un make-up un pic mai elaborat, cam așa aș spune eu, sau cât faci curățenie prin casă, dar grijă să nu transpiri. Să iei de la capăt. Cum le-ai aplicat? Cum ai aplicat? Care e modul? Adică care e direcția? Noi construim volumul bigudiu sub bigudiu. Deci ele trebuie să fie puse unul sub celălalt ca volumul să se poată susține foarte, foarte ușor. Deci unul sub celălalt. Perfect. Și părul în interior. În interior. Bun. Poți să le pui și în exterior, dar gândește-te că dacă le pui în exterior, fur volumul pentru că atingi prea mult rădăcina și aplatizezi părul. Așa este. Da? Bun. Bun. De asta te-am invitat, că vezi că eu le puneam afară. Bun, mergem mai departe. Ia. Ce operă de artă. În momentul în care ai un ondulator și te descurci cu el, am folosit o dimensiune de genul acesta. Deja făcut este cald, o să vedem de ce este cald un pic mai încolo. Da. Obții niște bucle de genul acesta, foarte rotunde. Ele se numesc buclă panglică, pentru că rotim în jurul ondulatorului părul ca o panglică. O să ne arăți cum să rotim mai încolo sau putem să, să facem chiar aici. Adică în momentul în care și eu tot cu ondulatorul le fac, dar ia uite diferența. Uite, aceasta este un tip de buclă panglică în care ea este foarte, foarte plată, inițial. Da. Da, popular noi îi spunem sarmale, ca să fie foarte clar. Și ce trebuie să faci este să le piepteni, să le piepteni extrem de bine. Știu că tuturor le este frică să pieptene părul, ca să nu se lase buclele, dar uite ce efect frumos obții în momentul în care le piepteni. Doar pieptănându-le poți să obții efectul acesta și, evident, după, poți să fixezi cu un fixativ. Să știi că se poate și mai mult, adică poți să folosești inclusiv peria, poți să folosești inclusiv peria... Dacă încerc să pieptăn la părul meu, s-a lăsat. O să facem cumva să nu se lase. Așa, bun. Vreau doar să mai trec o dată ca să vezi că se poate pieptăna foarte bine, inclusiv cu o perie de păr. Foarte frumos. Bun. Bun, mergem mai departe. Mergem și mai departe. Și am un gadget nou pentru tine. Ce am văzut astea? M-am uitat, dar mi-a fost rușine să te întreb ce-i drept. Cred că poți să le folosești inclusiv acasă. Sunt niște panglici obținute dintr-un material plastic care își păstrează forma aceasta ondulată și, practic, cu ajutorul unei croșete, tragem șuvițe de păr prin interiorul materialului. Poți să-mi arăți, dar poți să desfaci. Hai să scoatem una. Uite. Ia uite cum hai să o scoatem și pe a doua. Și e alt tip de buclă, este da? Un alt tip de buclă. Eu le zic buclă de sirenă. Să știi, pentru că stă așa în valuri. Ia arată cum facem bucla de sirenă. Haideți să vedem. Uite, putem să exemplificăm tot pe partea aceasta, da? Așa. Luăm pur și simplu cu croșeta, luăm bucla respectivă. Da. O băgăm prin interiorul panglicii. Băi, și tragi în jos. Și după aceea tragem în jos. Nu există. Eu am crezut... Incredibil! Ca să vedeți și voi unde a evoluat. Adică am plecat de la asta, de la moație, da? Și am ajuns în zona asta. Eu credeam că o să fii cu un cordon din ăla de... Folosești și tu cordon de eu nu, dar știu că fetele îl folosesc foarte mult acasă. Dai seama că ar trebui să stai în salon vreo 6 ore. Aș zice că te poate ajuta un instrument de genul acesta, care real se folosește foarte, foarte ușor și e și amuzant așa
când te uiți la el, că nu știi exact ce e. Și mai mult decât atât, nu mai aplicăm căldură neapărat și nu mai deteriorăm firul de păr. Trebuie să stăm într-adevăr cu ele minim 2-3 ore ca să se usuce. De asta spuneam că usuci părul până la 90% și după aceea faci această mișcare ca să nu fie prea ud. Pentru că dacă este prea ud, părul este foarte strâns și vei sta foarte mult cu ele așa ca să se usuce. Foarte multe fete lasă de seara până dimineața. Este opțional, asta fiecare în funcție de obișnuințele lui de coafare. Perfect. Și avem și a patra variantă în care am ondulat cu peria și am pus pe clipsuri. Da? Sau pe moațe popular, dacă vrei. Dar să știi că și aici o să te rog să te piepteni. Adică și aici foarte vreau, bine, dar eu cred vreau că să pieptănăm părul. Eu cred că tu ești hairstylist, pentru că uite ce chestie. Eu când îmi pun pe moațe, mie chiar nu iese așa ceva. Pare că mai făcut. Probabil să fie hairstylist. Nu? Dacă nu e, are un viitor stălucit în domeniul ăsta. O să mai auzim de mulțumesc de încredere, băieți. Mă gândesc serios la această propunere. Nu e că dacă tot vii la vorbește lumea, vezi că aici se întâmplă tot felul de surprize, așa că nu pleci cu mâna goală. Se schimbă cariere, se lansează. Foarte frumos. Antonia, bine, Antonia e superb oricum, foarte bine arată tot ce ne-ai făcut. Ziceai că mai ai o surpriză? Da, să știi că am o surpriză pentru tine. Știu că îți place volumul și știu că îți plac buclele extrem de legere, așa beach waves cumva, și voiam să arătăm așa rapid cum se pot obține aceste două lucruri chiar acasă. Ia uite cum s-a așezat. Să nu mai zici de două ori, că acum are zice șefa, acum mai avem timp. Și am un mic gadget pentru tine, dacă tot am venit cu chestii colorate. Este un fel de bigudiu care se aplică la rădăcină pentru a-ți forța rădăcina să stea în sus pe perioada în care te... Exact, pe perioada în care te coafezi. Pur și simplu face clic-clac, îl bagi în rădăcină și face clic-clac. Așa, ia să vedem dacă rea. Perfect. Ți l-ai implantat. Gata, l-ai implantat sau nu se prinde? Hai să vedem dacă vrea să se prindă. Am luat un pic mult păr, m-am lăcomit. Vreau să-ți dau mai mult volum decât e cazul, știi? Așa. Stă? Nu stă. Trebuie să iau mai puțin păr. Ia mai puțin acum, lasă, că suntem la televizor, dar ia oricum mai puțin. Perfect, îl așezăm în rădăcini. Așa, el... în timp în care ce trebuie să facem? Măi, noi putem să ne ondulăm sau putem să, din nou, să sternim machiajul. Uite. Mamă, ce tare, l-aș lăsa așa! Și hai, mă, nu fiți. După ce aplici aceste bigudiuri, așa, poți să-ți faci ușor câteva bucle. Aici o să te rog să răsucești șuvița înainte, da, pur și simplu, așa, te rog, și la înainte să o ondulezi. Adică, dacă în prima variantă ți arătam panglică, deci era foarte plată, ca să obții acele beach waves-uri, trebuie să o răsucești pe ondulator. Adică ca o sfoară. Uite. Ca o sfoară, stai 5-6 secunde. Stai mai mult ca să-mi țină părul. Chiar ce trebuie să facem ca să țină buclele mai mult? Uite, sincer, ce trebuie să faci. Să le descânți. Le răcești, glumesc. Trebuie să le răcești pentru că keratina se modelează la cald. Adică dacă este cald, șansele să se lase sunt mult mai mari decât dacă este rece. Și pur și simplu îi dai drumul și uite-te ce buclă obții cu volum și lejeră. Pur și simplu doar pentru că răcești un pic. Și evident, bigudiul acela îl scoți. Dacă ar fi avut suficient timp de stat, ți-ar fi ridicat un pic mai mult rădăcina. Adică numele le pui când părul Mary este ușor umed. Și obții volum și bucle pur și simplu în mod cât mai simplu. Vedeți, mă, vedeți că nu mai e. Dar lasă așa, dar într-o parte, Sorin. Să aibă volum asimetric. Volum într-o parte. Perfect. Lansăm un nou trending. Volum asimetric. Da, o să fim tari pe rețele de socializare. Sorin, îți mulțumim tare mult. Mulțumim, Antonia. Hai că noi o să continuăm aici ca să termin și restul părului. Băieți, preluați voi.